găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live. Legenda spune că primul, haide să nu-i zicem jucător pentru că e prea mult spus, primul om din România care a jucat golf, care a dat cu o crosă într-o bilă, ar fi fost regele Ferdinand I Întregitorul și de asemenea alături de dumnealui și Regina Maria. Apoi a existat un profesor pe nume Paul Tomiță, care a fost și antrenorul regelui Mihai și care a, exact cum spunem noi, propovăduit acest sport în România, după care mai puțin, și vom vedea ce și cum, după Revoluție au început să apară aceste terenuri de golf și sportul acesta să se dezvolte și am ajuns până la președintele României, care mai de ună zi spunea să ne apucăm pentru că este un sport ieftin și este un sport dedicat românilor. Discutăm toate aceste lucruri cu președintele Federației Române de Specialitate, domnul Cătălin Beciu. Bună dimineața! Bună dimineața! Așa am citit, n-am prins vremurile alea, că la inaugurarea clubului diplomatic, Country Club sau cum se spunea, regele Ferdinand ar fi fost primul care ar fi dat într-o crosă și în momentul ăla s-a spus că e primul jucător, să-i spune. Deci avem undeva o istorie de vreo 100 de ani, prin 23 parcă. Da, este adevărat. Mă bucur că ați adus atingere istoriei golfului prin intervenția de debut. Nu sunt un specialist în istoria golfului, sunt doar un administrator care, mă rog, vine din mediul antreprenorial și încearcă alături de alți colegi, noi având în federație o conducere multicefală, să punem ceva ordine în povestea asta. Deci dar, într-adevăr, golful are aproape 100 de ani. Avem o istorie interbelică. Avem o istorie interbelică. Cel mai cunoscut jucător din acea perioadă a reușit să se apropie foarte mult și de timpurile noastre, de vremurile noastre, și anume profesorul Paul Tomiță. Dânsul, de altfel, a avut un moment de inspirație și undeva lângă Alba Iulia a început amenajarea unui teren care astăzi îi poartă numele, un teren foarte frumos. Alba Iulia, având, de altfel, două terenuri foarte frumoase, Teodora Golf Club, de pildă, fiind chiar un teren de nivel internațional, poate fi comparat cu orice alt club de top din lume. Au apărut cluburi, așa cum spuneați. Unul mi-aparține chiar mie, dar despre el o să discut foarte puțin, că n-ar fi corect să o fac. La Cluj mai este un alt club, deci sunt două cluburi de fapt la Cluj, foarte frumoase amândouă. E o zonă bună în Ardeal pentru golf. În partea asta avem clubul meu, cum vă spuneam, undeva în nordul Bucureștiului și mai sunt două proiecte, dintre care unul foarte avansat undeva în zona lacului Tâncăbești. Mai avem Breaza, firește, Lac de Verde, Transilvania Golf Club și așa mai departe. Sunt proiecte. Exagerăm când spunem că e un sport practicat de români? Adică... Nu cred că exagerați, pentru că sunt câteva mii de jucători, ceea ce este foarte important. Așa cum am și scris recent și spuneați că ați văzut și un interviu în care am spus același lucru, golful românesc s-a dezvoltat cu o viteză ceva mai mare decât cea a societății românești, pentru că am avut norocul, fie că ne-am înțeles bine între noi sau nu, de a ne strânge oameni de bună credință care și-au dorit să aducă sportul ăsta în România, în primul rând conștientizând efectul lui în societate, care e unul foarte bun. Până la Revoluție, pe vremea lui Ceaușescu, ca să întrebăm direct, se juca, adică existau astfel de terenuri de golf, adică nu știu, era considerat un sport exclusivist? Eu cred că cine a încercat n-a apucat să mai povestească. Or fi încercat în perioada aceea. Este iarăși o legendă, nu știu sigur dacă e adevărată, dar trăiesc cu senzația că e corect ce am aflat. Și anume că la Clubul Diplomaților, imediat după insurecția armată despre care vorbeam înainte să începem emisiunea, au venit noi generatori de realități și au arat tot locul punând niște cartofi. Nu pot să cred. Un club de tradiție, adică exact cum spuneam. Ne e greu să credem, dar ostilitatea regimului comunist față de golf a fost una... Da, exact cum spuneți, adică e greu de crezut, dar e și credibil în același timp. Deci au venit și au arat. Au arat și au pus cartofi. Să punem cartofi, că ăsta e sport de burghezi. Evident. Ăsta este sport de burghezi. Este sport de burghezi? Nu.
Nu. Nu. Eu am aflat prima dată chestiunea asta într-o călătorie în Argentina. Eu sunt preocupat foarte mult și de polo călare. E un sport pe care l-am adus în România. Știu că aveți și un, o să discutăm și despre... Dacă m-ați invitat din partea Federației Române de Golf, n-aș discuta despre asta, aș discuta doar despre golf, dacă nu vă supărați. În orice caz, eram într-o excursie pe care mi-am dorit-o foarte mult, undeva în Argentina, unde plecasem mai degrabă și să ascult ceva Astor Piazzolla și undeva pe Bulevardul Corrientes m-am suit cu soția mea într-un autobuz și lângă noi erau minimum 10-12 jucători de golf cu pantofii foarte uzați, cu trusele în spate și mergeau cu autobuzul către un club. A fost primul contact cu golful și a fost un moment în care am realizat că este un sport de masă. După care am consultat și alte izvoare. Unele dintre ele spun că golful este cel mai practicat sport din lume, având în jur de 500 de milioane de practicanți. Sunt izvoare care spun că e în primele 3 sporturi din lume, dar părerea mea este că e cel mai practicat sport din lume și este un sport de masă. Stați un pic, iertați-mă, suntem 7 miliarde. Din 7 Asta miliarde... Asta înseamnă că la fiecare al 14-lea om, plus sau minus, da? Da, păi sunt niște țări cu populații serioase unde toată lumea joacă golf, de pildă. În Japonia sunt foarte mulți jucători de golf. În China sunt extraordinar de mulți jucători de golf. La fel în Taiwan. Găsiți în Filipine. De Statele Unite nu are sens să vorbim. Toată lumea, aproape toată lumea joacă golf. Marea Britanie, Australia. Sportul regulă undeva pe 1785, adică... Da, reguli care au evoluat și au fost chiar dispute bizare pe marginea unor reguli în care s-au implicat inclusiv Federația Internațională și tot felul de alte organisme despre care nici nu știu dacă putem discuta într-o emisiune televizată. Sunt complicate regulile? Nu cele adoptate, în general regulile golf. Adică noi speța la care mă refer eu venea de undeva tot din zona britanică, unde un jucător a nimerit o oaie care era pe teren într-un loc nepotrivit. Oaia a parcurs vreo 100 de metri și a lăsat mingea din locul nepotrivit undeva aproape de steag. A fost la engleză se putea întâmpla asta. Da, a fost o dispută foarte serioasă dacă lovitura a fost valabilă sau nu. S-a considerat că a fost vorba despre un obstacol natural, deci lovitura a fost valabilă. Foarte tare. Da. E un sport foarte interesant, cum vă spuneam, și care are marele avantaj de a disciplina societatea. Nu aveți adversar în golf, sunteți propriul dumneavoastră adversar. Și este singurul sport din lume care îi permite lui Tiger Woods să joace de la egal la egal cu dumneavoastră prin sistemul de handicap. Chestiunea care este senzațională. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult!